Știu că refuză pe Ciolacu, la doar o zi după ce Marcel Ciolacu a spus că în mod categoric l-ar pune pe Nicolae Ciucă premier dacă ar câștiga prezidențialele, reacția liderului PNL nu a întârziat să apară. Ciucă a afirmat că ar respinge total această propunere și că nu este un om care își dorește funcții. Mai mult, după luni de zile de atacuri reciproce, Nicolae Ciucă spune că este într-o pauză operativă cu Marcel Ciolacu. Știți foarte bine că nu sunt un om conflictual, sunt un om al echilibrului, da. Discut cu toată lumea, asumat, fără niciun fel de problemă. Dar în momentul în care se depășește o limită a înțelegerilor între doi oameni, nu vorbesc de înțelegerile politice, și chestiunea aceasta se repetă, este bine ca la un moment dat să se ia o pauză operativă. Ciucă spune că Marcel Ciolacu face un joc politic de imagine când îi propune să fie premier. O exclu total și la fel de onest cum i-am spus și domnului Ciolacu, ce am spus de fiecare dată, niciodată nu am revenit pe o funcție pe care am încadrat-o. Nu sunt un om care să-mi doresc funcții. Și totuși l-ați ocupat. Am avut în cariera mea profesională funcții pe care la care nu m-aș fi gândit niciodată. Acum când discutăm, inclusiv jocul acesta pe care îl face Marcel Ciolacu, mi se pare unul care încearcă să-l folosească în avantajul politic, la fel de normal este ca eu să nu intru în jocul acesta. Bun, dacă nu intrați în jocul acesta. Și atunci, el vine și propune, și apreciez faptul că spune că am avut o guvernare foarte bună, ceea ce se vede și din cifre și din tot ceea ce s-a întâmplat. Ciucă a vorbit și despre posibilitatea ca în contextul în care va câștiga alegerile prezidențiale să-l desemneze premier pe Marcel Ciolacu. După ce văd rezultatele de la alegerile parlamentare, după ce vedem care sunt rezultatele care sunt obținute de către forțele politice de dreapta, discutăm. Până atunci, prefer să nu fac niciun fel de scenariu. În momentul de față, eu nu l-aș nominaliza pe Marcel Ciolacu. Voi respecta ce scrie în Constituție, domnule Ciolacu. Partidele politice care vor reuși să creeze, să constituie o majoritate consolidată. Vedem care sunt rezultatele și în orice situație am făcut și am spus-o și am declarat-o și voi continua să declar chestiunea aceasta. Voi lua cea mai bună decizie pentru poporul român, nu pentru o formațiune sau pentru vreun om politic.